În acest episod am să vă prezint 7 cele mai misterioase creaturi care au fost capturate accidental pe camera video. 7. Acest meci de fotbal pare că a fost întrerupt de o creatură dintr-o altă dimensiune. O echipă de fotbal se pregătește pentru o lovitură liberă, dar o figură albă ciudată se plimbă prin mulțime fără a încetini. Dacă cineva are o explicație pentru această situație, atunci vă rog lăsați un comentariu. 6. Acest videoclip a fost transmis în direct în anul 2014, în timpul tsunamiului din Japonia. În timp ce acest om înregistrează apele care merg spre cartierul lui, el vede ceea ce ar putea să fie o creatură ciudată care urcă pe o clădire și dispare. Uită-te din nou mișcarea lentă și spune-mi dacă vezi creatura albă. Eu personal cred că acest lucru ar putea fi un val, dar nu sunt sigur. Pe de altă parte, persoana care a înregistrat acest video se jură că creatura a fost din altă dimensiune. 5. Acest videoclip a fost transmis în direct la o televiziune din Norvegia. Un om filmează lacul, dar dintr-o dată vede ceva ciudat pe lac. Deoarece nu există bărci în apropiere și apa este liniștită, mulți oameni au spus că este vorba despre un șarpe legendar numit Seljord. Este la fel ca și monstrul din Loch Ness, dar în versiunea norvegiană. 4. O jurnalistă locală povestește despre iarna grea și temperaturile scăzute, dar dintr-o dată o creatură ciudată apare în spatele ei. Creatura nu arată ca să fie făcută pe calculator, astfel încât aceasta a fost probabil doar o persoană într-un costum. Un tip era live în timp ce conducea, dar a văzut dintr-o dată o explozie cât pe ce să creeze un accident în trafic. Apoi a trecut pe lângă el un vehicul neobișnuit care a fost greu de văzut. 2. Într-o zi liniștită, într-un cartier din New Jersey, a fost filmată o creatură care semăna cu un urs și căuta în gunoaiele oamenilor. Creatura arăta ca un fel de urs, doar că mergea pe două picioare ca un om normal. 1. Acest videoclip a fost surprins în Rusia de o cameră de bord. Totul era ok până când ceva ciudat s-a întâmplat. Eu cred că toată faza a fost făcută într-un program pe calculator. Tu ce părere ai?